Perfect. You okay? Yes, yes, yeah. I'm gonna be good. Yes. Take care. Take care. Thank you. Bye. Bye. Mă duc la Starbucks să-mi iau și o cafea. Și după aia am plecat. Ne auzim, pa! Ce? Bună ziua și bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Roxana Stoleru. Este joi dimineață, foarte dimineață. Am plecat de acasă și l-am dus pe Aki la spitalul veterinar pentru a fi castrat, pentru a fi operat. Nu a fost foarte ușor, este un loc nou pentru că veterinarul unde merge el de obicei nu face lucrul ăsta, dar lucrează cu un spital din apropiere, adică Costin deja a plecat, am fost împreună cu Costin la Dorval, undeva aproape de aeroport, încă se aud avioane cum trec pe deasupra. Este o zi cu soare, este cald, sunt deja 19 grade și este 8 dimineața acum. Și da, o să vă relatez după mai târziu, să vedem cum decurge toată treaba, toată ziua. Să sperăm că va fi totul în regulă și vă țin la curent. Așa că dacă vreți să vedeți, țineți aproape. Acum o să întorc camera să vedeți, sunt la coadă pentru că în clădirea cu spitalul e soarele foarte puternic, dar mă rog, asta e. Este și un Starbucks și n-am apucat să bem de dimineață, așa că m-am oprit să-mi iau acum. Așteptă la coadă. Făcut 6 ceasuri și suntem cu Aki la prima plimbare după operație. Are un con, îl ține Costin în brațe, ni-l arăți un pic? Așa arată. Am ieșit cu conul mai întâi, dar nu cred că are nevoie de con la plimbare, așa că l-am scos pentru că se lovea de stâlpi și alte lucruri și se speria. Și l-am scos și îl punem doar în casă. Momentan este încă amețit după operație, dar a mâncat un pic, nu prea a băut apă. O să-i dăm acum să bea niște apă, acum a văzut pasărea în iarbă. Păsările alea rele vin să ne mănânce semințele de flori. Da. Și cum ziceam, nu trebuie să-l obosim prea mult. Mergem să-i dăm să bea apă și după aia îi punem conul la loc, nu? Când doarme. Ba da. O să vedem că stă lângă tine. De exact. Mm-hmm. Exact. Ia uitați, leuștanul e mai înalt decât Isa. Nu-i așa, Isa? Ia uite. Mai înalt decât Costin. Nu-i așa? Ia stai lângă să vedem. Ia uite. Trebuie să culegem semințe. Hai. Ștrandafirii frumoși, a plouat azi iarăși. Și ia uitați ciorchinii de la glicină, ce frumoși sunt. Aici tot după păsări se uită. Hai. Hai, tata. Hai să vi arde aproape iarăși. Foarte frumoși. Mănâncă un pic acum și tot îl încercăm să-l facem să bea apă, că nu a băut de aseară. Dar o să bea până la urmă, nu? Aki? Bea apă? O să încheiem aici videoul de astăzi. Sperăm că mâine
Aki va avea o zi mai bună. Așa e, Aki? Ciao!